Informație bombă, doamnelor și domnilor, venită pe cale oficială din partea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. Alături de noi, președintele Comunității Românilor, Coaliției Românilor, domnul Chris Terheș. Domnule Terheș, pe baza unei solicitări a dumneavoastră vine acest răspuns din partea noului șef al secției pentru magistrați, Gheorghe Stan. În câte dosare, în acest moment, câte dosare aflate pe masa secției au legătură cu Laura Corțea Chioveși? Sau ca să citez exact răspunsul, ca să înțelegem dacă este investigată doamna Chioveși, ce calitate are în aceste dosare, formularea este așa. Referitor la persoana care face obiectul interesului dumneavoastră, respectiv doamna Laura Corțea Chioveși în calitate de procuror, la secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, sunt înregistrate un număr de 18 dosare. Doamnelor și domnilor, îi salut și pe invitații din platou. L-am salutat deja pe domnul Terheș, domnul Virgil Guran din partea PNL, domnul Tudor Ionescu din partea ALDE. Bine ați venit! 18 dosare, domnule Terheș, pentru omul care acum este pe cai mari în cărți să devină procurorul european? Cel puțin așa rezultă din răspunsul oficial pe care organizația pe care o reprezint l-a primit din partea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție în această dimineață. Pe data de 12 l-am primit, dar răspunsul era dat cu 11 februarie 2019. Adevărul este că în solicitarea pe care am trimis-o secției, ne-am întrebat specific dacă doamna Chioveși are și vreun statut special, în sensul că dacă e suspectă sau inculpată. Și am întrebat numai general, tocmai ca să respectăm drepturile și poziția și imaginea, să spun așa, doar dacă există dosare în ceea ce privesc eventuale fapte comise de dânsa și ce infracțiuni sunt investigate și ce fapte sunt investigate. Și dacă vă uitați pe răspunsul pe care l-am primit, sunt câteva dosare, de exemplu, unde se menționează și eventualele infracțiuni, alte dosare unde se menționează, știu eu, sumar faptele. Ce să zic, adevărul este că în momentul în care am primit răspunsul și am văzut despre ce dosare e vorba, am rămas stupefiat. Haideți să le parcurgem împreună, domnule Terheș, niște alătură și colega noastră, Berta Popescu, pentru a vedea acolo unde nu scrie explicit în răspunsul președintelui secției, șefului secției pentru magistrați, cum stau lucrurile. Primul dosar este cel legat de demersul inspecției judiciare, în urma faptului că procurorului FM, ușor de intuit că ar fi vorba despre doamna Focică, procurorul respectiv ar fost supus la presiunile pe care chiar dumneaei le reclama în înregistrarea pe care am ascultat-o cu toții. S-a sesizat faptul că pe parcursul efectuării verificărilor în procedura prealabilă cercetării disciplinare s-ar fi exercitat presiunea asupra inspectorului judiciar FM de către procurorul șef Direcție Națională Anticorupție, Laura Corțea Chioveși, în sensul că aceasta să nu consemneze aspectele constatate pe parcursul efectuării verificărilor. Vedem și celelalte indicii din această listă a celor 18 dosare în care este parte Laura Codruța Chioveși și dosare aflate acum în investigarea secției pentru infracțiunile din justiție. Multe dintre ele, doamnelor și domnilor, sunt așa. Referitor la dosarul penal 468 al Direcției Naționale Anticorupție, structura centrală. Altele însă sunt explicite și într-unul dintre ele, Berta Popescu, bună ziua, dacă ne auzim, este vorba chiar despre ancheta pe care împreună am sfășurat-o la exces de putere cu privire la implicarea doamnei Chioveși și în achiziția serviciilor aeriene prin care să fie adus în țară Nicolae Popa. Da, bună ziua, este vorba despre acel dosar. Știm foarte bine că au fost făcute audieri din dosarul acela. Nu este exclus ca intensiv Laura Codruța Chioveși și să fie audiată până la urmă în dosarul acesta.
Dar este totuși interesant faptul că vedem că la secție sunt și alte dosare despre care, iată, nu știam. De exemplu, cu privire la doamna Focică, cea care îi tremurau picioarele, ne aducem aminte, Oana, din înregistrările acelea când vorbea cu Laura Codruța Chiove și se investigează acele presiuni făcute de fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție. Este interesant și faptul că acum, pe rolul secției, este și acest dosar cu privire la Ioan Bendei și cei de la RDSRC, dar îmi aminte că la vremea respectivă se vorbea despre telefoane care ar fi fost date în cadrul DNA. DNA la vremea respectivă închisese dosarul. Totodată vorbim aici despre presiuni, iată, pe care le-ar fi exercitat Laura Codruța Chiove și asupra unor martori împreună cu procurorul. Aici în solicitare este procurorul PG. Presupunem că este vorba despre domnul Gheorghe Popovici și cel mai probabil el este cel despre care se face vorbire aici. Sunt multe dosare interesante și cu privire la alte denunțuri care au fost cerute de procurorii DNA și totul s-ar fi făcut cu sprijinul și cu acordul, scrie aici, al fostei șefe al Direcției Naționale Anticorupție în mai multe dosare. De asemenea, este un dosar pe rol și după ce a fost deschis și a fost depusă acea plângere de către avocații Sava din Baroul Bihor, cei care au fost condamnați, cei care ne aducem aminte cum de altfel li s-a făcut dosarul de către procurorii de la Oradea și ei reclamă la secția de investigare a magistraților și au și dat declarații acolo, au stat ore întregi la secția de magistrați pentru a da detalii despre modul în care a fost făcut dosarul lor. Ceea ce nu am văzut pe această listă sunt dosarele cu privire la protocoale, pentru că aducem aminte că au fost depuse cel puțin la parchetul general, la parchetul militar, foarte multe plângeri cu privire la protocoale. Daniel Dragomir, Adrian Sârbu și mulți alții au făcut, și Roșca Stănescu a făcut o plângere. Deci sunt și dosare cu privire la Laura Codruța Chiove, dar și George Maior și Florian Coldea, care ar trebui să ajungă tot la secția de investigare a magistraților. Poate că se încadrează pe la cele unde nu avem detalii momentan, Berta, de exemplu, dosarul numărul cutare al Direcției Naționale Anticorupție. Poate că e vorba de felul în care au fost solicite protocoalele explicit în aceste dosare. Sunt însă din puține rânduri elemente însă care devoalează felul în care doamna Chiovesi se implica personal în anchete, deși spunea că este autonom procurorul de caz. Într-unul dintre ele, poate mă ajuți, Berta, cu identificarea. În cursul lunii aprilie 2018, numitul I.S. a fost citat la sediul DNA Structura Centrală, unde în prezența procurorului DPS, procurorul șef Laura Codruța Chiove și-a încercat prin intimidare să-l determine să dea declarații necorespunzătoare adevărului și care să-i fie favorabile procurorului O.L.G. O.L.G. Îți spun aceste detalii ceva, Berta? Putem identifica? N-am reușit până acum să văd cine este acel procuror, dar cu siguranță e un procuror de la DNA, ești un șef de secție posibil, sau că dacă aveau loc, practic știm cum se făcea la DNA. Procurorul de șef de secție. Dar scena este fabuloasă. Un procuror audiază un cetățean adus ca martor. Vine Laura Codruța Chiove și la amenință zici ce trebuie în timpul audierii. Doamna Chiove și se jura că dânsa nu a fost implicat. Ori noi de la Angela Ciurea de acum 10 ani am aflat că doamna Chiove și dădea indicații precise în dosare și că doamna procuror Ciurea își lua, citez, perdaf de la doamna Chiove și în prezența domnului Olaru și a domnului Coldea. Dar ne-a mai spus și doamna Mihaela Morav-Iorga că îi se cereau dosare să le facă. Ne-a spus cum doamna Chiove și spunea ce martor urmează să vină la audieri și ne-l aducem aminte pe Niro, că spunea vine Niro cu avocatul. Îl primești, doamna Mihaela Morav-Iorga, și să dea și el acolo niște declarații. Procurorul șef totuși să-i spună unui procuror de caz
cine vine la audieri, ce martori. Iată că avem și nivelul următor, mulțumesc Berta pentru informații, părinte Terheș, iată că avem și nivelul următor, acela în care se devoalează participarea doamnei Chioveș și la audieri de martori și amenințări, presiuni din partea acesteia asupra martorilor. Vom vedea dacă ancheta procurorilor din secția pentru magistrați va confirma sau va infirma aceste lucruri devoalate în plângerea pe care o citam mai devreme. Gândiți-vă la următorul lucru. La toate aceste proteste pe care o serie de magistrați, judecători și procurori din România le-au făcut în ultimul an și jumătate, urlând că li se încalcă independența de diversi politicieni sau jurnaliști pentru articolele pe care le scriu în presă sau pentru diverse declarații politice pe care le fac. De partea cealaltă, dacă vă uitați la atitudinea pe care fostul procuror șef DNA l-a avut în cadrul acestor anchete, unde intervenea direct asupra, direct în anchetă și făcea presiune asupra procurorului, asupra persoanelor care erau audiate, vă dați seama de duplicitatea acestor magistrați, pentru că ar trebui să fie ei care să sară primii acum și să spună că li s-a încălcat independența, ceea ce nu s-a întâmplat. Deci, când stai și te uiți, cel puțin vă spun cu experiență pe care o am de persoană de român trăind în Statele Unite de aproape 17 ani, eu sunt șocat de ușurința cu care se abordează aceste subiecte atât de importante și atât de fine, fără a se uita la detalii și la implicarea asupra vieții oamenilor. Pentru că în toți acești ani a stat o țară întreagă, o întreagă clasă politică și s-a uitat în gura unor ambasadori străini, unor birocrați de la Bruxelles, convinși și aplaudă diverse acțiuni abuzive, fără să se întrebe cineva, mă, oare e ok, e bine ceea ce se întâmplă sau nu e bine? Uitați-vă și în controversa actuală cu situația completelor de 5 judecători de la alta curte. Am fost noi din Statele Unite care am observat problema respectivă, nelegala compunere a completelor respective, care erau în situația respectivă de 4 ani de zile. Și ai acum oficial străin care vin și îți spun că să nu se mai pună în discuție dezbaterea hotărârilor definitive. Domnule, hotărârile respective definitive. Așa zice definitiv acuzată de un complet nelegal constituit. Este chiar purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, cel la care faceți trimitere, părinte Terheș, spune așa, domnul Cristian Wigand, Comisia a luat deja notă de prima decizie, decizia completului de 5, în cel mai recent raport întocmit în cadrul MCV. Starea de certitudine judiciară, inclusiv respectarea deciziilor definitive, este componenta esențială a statului de drept. După cum a observat Curtea de Justiție a Uniunii Europene, e important ca deciziile judiciare care au devenit definitive să nu mai poată fi contestate, în condițiile în care sunt decizii definitive luate însă cu încălcarea legii prin nelegalitatea desemnării acestor completuri. Nu mai zicem de ce s-a întâmplat în timpul aplicării protocoalelor, când procurorul pune la dosar lucruri pe care apărarea nu le poate vedea sau întinde plicul direct în sala de judecată judecătorului. S-a văzut acest lucru chiar în această perioadă, numai că domnul judecător Ionuț Matei, prezent frecvent la sediile conspirative ale SRI-ului, de data aceea a refuzat plicul, părinte. Da, vedeți, deci omul respectiv, purtătorul respectiv de cuvânt, bate câmpii. Și normal ar fi fost, de exemplu, ca ministrul de extern al României să dea de pământ cu individul respectiv. Pentru că nu poți vorbi despre o hotărâre definitivă care să fie considerată ca autoritate de lucru judecat, câtă vreme completul a fost nelegal constituit. Pentru că la fel de bine poți atunci să iei niște oameni de serviciu, niște măturători din înalta curte, să îi îmbreci în robă, să faci un complet de 5, mă rog, pretii judecători, ăia să bată cu ciocanul în masă și să spună că ai hotărâre definitivă și să vină acum respectivul birocrat să spună că nu poți să contesti pentru că e hotărâre definitivă. Culmea este că această considerație, nu știu cum să-i spun, această declarație a purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene vine chiar după ce ministrul Justiției Tudorel Toader a transmis Comisiei acea scrisoare în care anunță ordonanța privind această reglare, îndreptarea situației în legătură cu deciziile luate de completurile de 5 ilegal constituite. Mulțumesc, părinte, mergem că... Vă rog, dacă mai aveți... Da, vreau să mai completez.
se vorbește prea mult în România și se face prea puțin. O astfel de situație cum e cea de la alta curte, asta nu se discută, se fac. În momentul în care ai descoperit problema respectivă, pe principala preocupare a oricărui om politic din România este bunăstarea și respectarea drepturilor propriilor cetățeni. Nu cred că cineva din Germania, din Olanda sau din orice țară vest-europeană vine la oficialii români să-i întrebe ce părere au ei cum să-și rezolve situația în propria țară. La fel este și aici. Mulțumesc. Au o problemă cu completele de 5. Întrebarea pe care eu aș spune oficialului european este următoarea. Domnule, de 10 ani de zile aveți MCV-ul. Cum se face că n-ați văzut? Iată ce întrebare bună. Mulțumesc, părinte Terheș. Merg către invitații din studio.